Pe cei care au fost la baricada de la Intercontinenta, în noaptea de 21 spre 22, nimeni nu l-a văzut pe Maria și acolo. Adică cei care au fost acolo, și Dan Iosif, și Romeo Raicu, și mărcați care au fost, Petre Roma și așa mai departe. Pe Maria și la acest Maria și la Buzău i-am pus un ziar în față, unde e publicat actul Consiliului Contului Salvării Naționale, unde e șters de Silviu Bucan și scris Contul Salvării Naționale. El până la Buzău n-a știut că nu dumneavoastră ați scris hârtia, v-a acuzat pe dumneavoastră, a rămas blocat. Și că de ce nu mi-a arătat asta până acum? Deci într-un zi, unde a modificat Silviu Bucan și a scris și a scris, toți au instigat împotriva dumneavoastră, dar acum când văd actele obținute, rămân, deci ei aleși. O lipsă de comunicare. Aia a fost o improvizație. Cei care eram la televiziune, noaptea, se trăgea. Că asta este o altă făcătură a ne acuză pe noi că noi am inventat teroriști. Ăștia care veneam să preluăm puterea și încruparea lui Iliescu. Am zis, uitați-vă, ăsta celor 39, numiți unul singur care să fi lucrat cu mine înainte. Cunoșteam câțiva de mine, ne cunoșteam, pe cei mai mulți, pentru prima oară, îi vedeam, sau până nici măcar nu îi vedeam, că am început nici pe niște nume vehiculate la Europa Liberă. Doina Cornea, pe care nu cunoșteam, Pana Blandian o știam, pe Mircea Dinescu știam, pe Caramitru știam, ăsta mă curta tot timpul, venea și mă invita la toate spectacolele lui. Îl știam pe Petre Roman, că îl cunoșteam pe taică, sunt taică și era director la editura tehnică, el la editura politică, la editura tehnică. Și el mai m-a ajutat cu niște literatură, care intra prin țară, că eu 6 ani de zile n-aveam contacte și eram supravegheat. Pe Dan Marțean îl știusem mai în tinerețe, de la tineret. În rest, erau fibre aproape necunoscute pentru mine. Iar cei trei veterani ai partidului, din cei 6, Brucan, Bărlăneanu și Cornel Mănescu, ne știam, dar n-am lucrat împreună. Deci s-a creat așa o chestiune că Iliescu și ai lui au pus putere, au pus mâna pe putere și ca să-și motiveze asta, au inventat teroriștii ca să poată să... Ori când a început să se tragă, era la 6:30 la miază, se întunecase și sentimentul nostru a fost că primul fost atras chiar spre biroul în care lucrăm, în care începusem să încropim proclamația către. Exact cum am spus. Deci am putut să ne reunim abia la televiziune și când am la televiziune să trăgea și acolo și toată noaptea s-a tras. Oare Maria și este pe cei care am fost poluat în discuția de-a fost acum un an. Deci să știți că mergem și radical. Chiar dacă să nu mă acuzați pentru lovitura de stat, am dat-o. Am dat în toate județele, dar legal. Convenția Europeană a Drepturilor Omului funcționa, era ratificată de România. Și decretul 31 din 54, când am ieșit cu masele din întreprinderi, acțiunea a fost legală. Eram sindicat, PCR, UTC și fără apartență politică. Aveam dreptul legitim de a protesta împotriva comise în numele partidului de să pretindea a fi al nostru, al maselor populare. Deci juridic, noi spunem pe legislație internațională, revolta este legală, ocuparea sediilor. După ce... Revolta nu e legală. Lovitura de stat este un act ilegal, dar nu, pentru că contestă ordinea de drept existentă. Existentă la momentul deci, o revoluție este un act ilegal, pentru că vrea să răstoarne ordinea de drept. Da. Și o revoluție se declanșează fie prin lovitură de stat, fie prin revolte populare. Lovitura de stat se rezumă la o lovitură, să spune, militară sau politică. Bulgarii l-au răsturnat pe Todor Zhivkov într-o plenară a Comitetului Central. Și nu am mai avut probleme. În Portugalia, armata a fost cea care a luat inițiativa, a răsturnat dictatura și a deschis calea democrației. În toate celelalte state, polonezii au făcut o masă rotundă. A fost înțelepciunea puterii, s-a aplicat către societatea civilă. Masă rotundă, puterea și opoziția, societatea civilă. Și au asigurat trecere pașnică. Cehia au urit de revoluția lor de catifea. La noi n-a fost posibil, că regimul instalat de Ceaușescu era dur și controla totul. Deci n-a fost altă soluție în România decât această explozie socială.
Revolta Populară, care s-a declanșat la Timișoara și și momentul cheie a fost noaptea de 22-21, el a obligat să fugă, să părăsească locul care era simbolul puterii. Și în noaptea respectivă s-a încropit această nouă structură provizorie națională. Deci noi avem o evoluție proprie în România, diferită de tot ce a fost în jurul nostru. Pe de o parte, asta a însemnat sacrificii. Șansa celorlalte a fost că au evitat o formă violentă, care a însemnat și sacrificii de vieți umane. Nu era bine și la noi așa ceva. Dacă am fi avut un comitet central, cum au avut bulgarii, care să-i fi spus lui Ceaușescu, domnule, ești opacoste pentru noi, pleacă, să ne împace. N-am fi avut asemenea chestiune. Dacă ar fi existat posibilitatea, că au fost idei, dinspre armată, dinspre securitate chiar, să se încropească ceva și să-l izoleze pe ăsta, n-ar fi fost bine, scăpam de aceste trate, dar n-a fost posibil. Generalul Ioniță chiar încercase ceva. El săracul a murit în 87, păi... Aveam așa o speranță atunci. Întâlnire și ideea mea asta, domnule, pe linie politică, în ceea ce n-am reușit. Toți cei care ne cunoșteam erau... Au fost pregătiți niște băieți buni cu care v-ați mai întâlnit la momentul lor. De la armată s-a încercat ceva. Militarul, care nici nu era prea prudent, el a fost cândva șef al unui stat major, a vrut să vorbească cu doi foști colegi de la general. L-au turnat și... Nu te puteai mai pe nimeni. Iar Ioniță se fac tot felul de speculații. A murit urmare unui cancer galopant, care trei luni de zile. Se presupune că a fost provocat. În 87. Nu știu. Aici se poate spune. Deci partea asta voi o cunoaștem. Deci noi n-am avut această șansă. Și atunci a fost această explozie, această revoltă populară și s-a încropit. Dar a dat un caracter realmente popular, mișcă. Da, este mișcă. De revoltă împotriva regimului și cei mai mulți din cei care au fost în piața Revoluției au fost membri ai Partidului Comunist Român. Da. Și au fost uteciși. Da. Adică și aici este o tâmpenie că vine Ticu Dumitrescu să ne dea repere morale. S-a fost legionar și ca legionar a fost arestat. Legionar fiind, și l-au recrutat și l-au folosit ca să aibă informatori în rândul țărăniștilor din închisoare și, pe urmă, când a fost liber, a fost... Dar, mă rog... Camelionism. Da. Schimbă culoarea după... A ajuns la niște situații de excepție și acum cu legea, cum îi spune, cu CNSAS-ul, deci noi revoluționarii suntem într-o încurcătură. Și ce vrem să vă rugăm, dumneavoastră puteți, noi am solicitat la acea dată ca dumneavoastră să preluați comisia. Ați considerat să mandatați pe altcineva, schimbați-l pe Gudanu și dacă dumneavoastră decideți, domnul Tărăcile, e mai bun, că avem nevoie de un jurist acolo, un om echidistant și să nu mai intrăm în... Dar spune și de ce Gudanu la ora asta ne obstrucționează? Suntem într-o situație unde marea majoritate cu această preschimbare, deci avem niște certificate care au matcă, domnul președinte. Deci orice atac de calomnie, de denigrare, acest document are sigiliu și are matcă la guvern. Orice ștersătură sau modificare duce la anulare. Orice organ fiscal, dacă a umblat cineva la conținut și e publicat în monitor. După minunăția asta și după 4 ani a fost comisia aia de verificare, Dan Vasiliu, și sub Emil Constantinescu s-au verificat, dar cu acordarea prezumției. Deci am dezgropat trei eroi pe zona Otopeni, s-au vrut contra-expertizele. Acolo s-a închis dosarul, s-au lămurit, unde au fost niște neclarități. Și am văzut anul ăsta când 22 lumea s-a fost pe aceeași lungime de undă cu dumneavoastră la tema decembrie. Noi am închis dosarele. După 4 ani au venit brevetele care poartă sigiliu, urmarea a decretului și unde iarăși ați fost atacat dumneavoastră. Nu v-a dat Emil Cuteanu calitatea acum sau dumneavoastră. Deci în decretul din 2000, președintele Constantinescu v-a cumpărit titlul, că n-ați putut în 92 să-l cumpăriți dumneavoastră. Noi am, în seria asta, ați avut certificatul 001 Petre Roman 2, 3, 4, 5 și spun iarăși o răutate a lui Emil. În noua serie, în primul monitor, el e 0001 și am spus, măi, așa,
ci că nu, că mai ceva. Deci astea sunt discuții cinstite între noi. Ci că nu, că e adeptul meu. Plecând de la chestia asta, mai există un document, pentru că la fundamentarea acestei legi 341 s-a spus ce s-a spus, că nu există dosare, nu există aia, nu există aia. Radu Stoie, la cea dată secretar general al guvernului, spune unde sunt stenogramele, arhiva tot. Deci iarăși a fost dezinformare. Suntem în situația celei de a treia prelungire a activității Comisiei Legii 341. Nu se lucrează transparent, nici de o parte, nici de alta. Listele cu propunerile nu se mai publică pe site, iar când se duc la Parlament, invocă și au creat mașini de contestații, care dacă apare azi o listă cu trei nume, contestat, îl sună pe ăla, ia contestă de derudă contestantă o parte sau în alta, să țină lucrarea pe loc. Mai periculos, la ultima modificare a legii, au venit cu o teză strecurată instituțiile statului, nu și-au terminat anchetele privind implicarea unor persoane în evenimentele din decembrie 82. Cu chestia nu am fost de acord, a plecat pe text de ordonanță cu lege de aprobare, dar Emil Cuteanu, cu toate că a fost avertizat, i-a aprobat lui Petrișor proiectul de lege. Și atunci, anchetele cu unele persoane, dumneavoastră înțelegeți și noi înțelegem foarte bine ce înseamnă. Cu evenimente, dar a avut o revoluție. Dacă unii au trăit și spun evenimente, să ancheteze pe cine vor ei. Dar dacă și Emil i-a dat avizul... Bine, evenimentele sunt evenimente, asta e una. Revoluția este o chestiune doar din calitativ. Și revoluția înseamnă proces care duce la transformarea calitativă a relațiilor fundamentale din societate. Pot să fie tot felul de mișcări și lovituri de palat și de stat și chiar revolte populare și care să nu ducă la nicio schimbare. N-are loc o revoluție. Poate să nu fie niciun fel de vărsare de sânge, niciun fel de ciocnire, să se producă schimbări revoluționare. Fără vărsare de sânge, fără o simplă victimă. În Portugalia nu a fost... Și în Cehia ce a fost. Și în Cehia și în altă parte. Deci, nu mă deranjează pe noi folosirea cuvântului evenimente, că sunt evenimente. Dar ce reprezintă aceste evenimente, puse cap la cap, ele la ce au dus? Au dus sau nu? Cu niște schimbări. Seamănă societatea românească de astăzi cu cea de dinainte de 89? Nu. Asta e problema de mână. Deci, și care au fost obiectivele Revoluției Române fixate în proclamația din noaptea? Și care e programul Revoluției? Trecerea de la dictatură la democrație. Exprimarea liberă, opțiunea liberă, pluralism politic și așa mai departe, democrație, construirea statului de drept și o nouă Constituție, promovarea economiei de piață, deci înlăturarea monopolului statului asupra economiei și deschiderea țării spre lume. S-au produs aceste schimbări? S-au produs. Da. Au schimbat ele fizionomia societății? Da. Că asta a fost sau nu în folosul tuturor și a tot. Pentru că, din păcate, am intrat într-o societate a nedreptății. Societatea banului a însemnat adâncirea polarizărilor sociale. Favorizarea unei minorități, de asta de când e capitalismul, asta e istoria lui. El a generat polarizare socială. Deci economia de piață capitalistă are virtuțile ei incontestabile, care au dus în istoria civilizației o perioadă de progres fără precedent și niște ritmuri de creștere economică, dezvoltare, civilizație așa mai departe, dar aceasta în același timp a generat polarizare socială. Acumularea bogăției în mâna unei minorități și sărăcia pentru majoritate, care acum a devenit problemă globală în contextul globalizării și sursa celor mai mari tensiuni și convulsii la scară mondială. Noi am intrat în această fază. De la o societate cu tarele ei și cu limitele ei, dar care avea totuși anumite virtuți în ceea ce privește unele facilități sociale pentru diverse categorii de oameni. Copii de oameni sărați și de la sate și de la orașe care au avut acces spre școală, spre cultură, spre formare și s-a format o intelectualitate provenit și din păturile sărați. Generația mea, ca să pătrundă în liceu, era o problemă. Necum la facultate. Deci a fost din acest... sau chiar aceste construcții, unii spun cutiile de chibrituri, așa cum au fost ele, această construcție de locuințe la orașe a creat foarte multor oameni posibilități să locuiască civilizat. Eu până în 44 am stat în casă cu pământ pe jos și l-am pe bulgars.
din 44-4 și ți-am intrat și eu într-o casă cu baie și cu apă curentă. Nu sunteți singur. Deci, nu, dar spun, o generație întreagă. Eu încă să mă trăiesc. Apoi, aceste locuințe, aceste apartamente la blocuri, a fost o operă socială a Revoluției Române în 90, practic le-am dat gratuit oamenilor. Adică aproape, s-au dat, aproape, s-au cumpărat cu aproape un salariu, cum venise în perioada următoare. Deci a fost o operă socială. Acum nu mai putem. Adică, și majoritatea apartamentelor atunci erau amortizate deja prin plata chirii. Deci, ori acum, vedeți ce greu e cu rezolvarea unor probleme sociale de fond. Că asta este problema fundamentală a acestei societăți. De aceea, socialdemocrația europeană a inventat termenul de economie socială de piață. Economia de piață cu virtuțile ei, dacă care necesită niște corective ca să se adapteze la nevoile sociale ale societății. Ce mai romii sunt tine, domnul președinte? Cum să-și mai un apartament acum? Care n-au locuință, n-au loc de muncă stabil. Astea sunt problemele grele. Deci, revoluția are calitățile și are substratul ei care a dus la schimbări de fond, rămân însă problemele societății pe care o construim și efectele acestei societăți unde banul dictează și care deformează și gândirea oamenilor și mentalitățile oamenilor și adâncește niște probleme sociale la care trebuie să găsim alte soluții de asta dată prin toată evoluția noastră ca societate. Da, acum avem o guvernare de dreapta și se vede diferența. Domnul președinte, nu puteam lua modelul Suediei, nu puteam atunci. Ei au deschis calea acestei viziuni a corectivelor sociale la piața capitalistă. Ei n-au făcut privatizări. N-au modificat nimic structurile societății capitaliste suedeze, deci o țară dezvoltată, care a beneficiat de faptul că 200 de ani n-au avut războaie. Au beneficiat de pe războaie la lor. Fiind țară neutră, tratau și cu unii și cu alții și ei progresau în timp ce alții își distrugeau țările în războaie. Dar când au venit la putere socialiștii, au abordat această problemă de fond. Cum anume să se atenueze aceste discrepanțe sociale din societate. Au stat 40 de ani la putere și au creat ceea ce s-a chemat modelul suedez. Pe care după război l-au preluat și alții și s-a născut modelul social european, care pornește de la, inclusiv creștini democrații, germani, în programul lor politic a introdus acest concept. Asta e ceea ce ne trebuie nouă în România, în construcția asta nouă, că, pe de o parte, suntem la o diferență enormă, am moștenit o situație istorică nenorocită, când Occidentul intra în Revoluția Industrială, 300 de ani în urmă, Anglia și Olanda, noi eram vorba aici, sunt dominația marilor puteri ale vremii. Și această rămânere în urmă, statul național român s-a format abia după primul război mondial. A fost primul pas cu unirea Principatului și apoi după primul război mondial. E, această rămânere în urmă de două secole față de Occident, să le simte în toate. Domnul președinte, încă mai aveți putere. Uniunea Social Creștină există în Germania. În România, în 89, a funcționat Uniunea Social Creștină. Pentru că în acel Consiliu al Pronturii au fost elemente democrat-creștine din zona socialistă, îi cunoașteți. Ce vă împiedică să creionați, schițați programul Uniunii Social Creștine și noi revoluționari o punem în aplicare, că se trece lucrul nostru. Și avem oameni la toate ședințele. Dar eu vreau să vă întreb, cum se poate ridica demnitatea, adică demnitatea noastră a revoluționarilor? Eu vreau ca copilul meu, la un moment dat, să se mândrească cu mine și cu tatălui că noi am fost în Revoluție. Deci noi, eu mi-am cunoscut soțul atunci. Copilul nostru poate fi considerat un mic revoluționar, da? Dar eu aș, da, eu aș vrea ca peste ani să zică, uite, părinții mei au fost acolo și au schimbat un sistem, au ajutat la schimbarea unui sistem. Nu vreau să mai îmi fie rușine să spun că sunt revoluționar. Din păcate și ce s-a întâmplat de-a lungul anilor, că au apărut foarte mulți impostori și care au apărut în fața societății. S-au fost băgați în față. Dar au și a apărut în fața societății că ăștia care se auto-intitulează revoluționari sunt niște impostori în general și pe care nu-i preocupă decât niște avantaje personale.
dar niște privilegii. Dar eliminați pur și simplu, nu să se întindă stigmatul asupra tuturor. Ce vreau au stat două, trei zile pe stradă și cu asta vor să aibă asta legii. Asta căutăm și acum, că se contestă. Și pe de o parte, pe de altă parte, între revoluționari, între asociații, contestările reciproce, au dat o altă imagine, ca și ăștia susținători echipelor de futbol care provoacă nu știu ce. Și apare un banin acesta de la metro, care și-a creat o asociație. Nu era de la metro, era de la noi, nu am greșit cu banin. A, banin, a, Costin, Costin, așa, Costin. Costin, deci Costin a creat o asociație cu vreo 8.000 de membri. Cine să știa? De la metro, din stație de metro. Pe Timișoreni, deci de aici a pornit ideea reverificării. Pentru că Timișorenii, toate asociațiile însumate, n-au atâția membri, câți au asociația dacă lui Costin. Dacă îmi cu acest Costin să vă lămuresc, deci nu este metroul. Aici așa e altă, deci ați fost pe undeva, le-am spus o trene cu cearta. La asociația 23 decembrie 89 se numește București, popular metro, pentru că și-au făcut pe Aurel Blaicu, universității, cum s-au cunoscut, s-au polarizat. Dar la ei, în asociație, sunt 6.500 de oameni, pentru că au foarte mulți de la IMGB, de la 23 august, de la Marile Întreprinderi din București. Da. Ei sunt asociația muncitorimii, efectiv, da. Și Costin e președintele, dar are pe fiecare filială, pe fiecare secție, sub filiale, sub președinte. Așa da, deci au apărut asemenea contestări reciproce, timișorenii care au venit cu aceste observații. Doamne, voi v-ați umflat cu oameni a căror, mă rog, sigur, anumite, cum să spun, Revoluția Română a fost rezultatul acestei mișcări de masă. De fapt, factorul determinant și la Timișoara și la București a fost ieșirea muncitorilor. Că tinerii aceia eroici, care în noaptea de 21 au rezistat o baricadă la Inter, sigur, au avut meritul lor. Dar în dimineața de 22 fusese curățată, adică se termina totul. Dar ieșirea platformelor industriale, ăsta a fost factorul determinant și suport, care l-a și forțat pe Ceaușescu să fugă. Și la Timișoara la fel. Când a ieșit muncitorimea în stradă, pe 20, s-a proclamat orașul liber Timișoara. Aminte băieții ăia foarte eroici de la opera și mai departe, au și murit unii dintre ei pe treptele mitropoliei și în alte locuri. Dar la fel mișcarea putea fi gândită. Deci la fel și pe București, această asociație reprezintă acest valul. Are motivație. Și-a măturat tancurile. Dar apropo de ce spuneți, este această intercontestare reciprocă în interiorul unor asociații, între asociații și centurile care au apărut de fiecare dată. Și fiecare cu veleitățile lui, fiecare cu propunerile lui. Cea că dacă am fi reușit să creăm un climat de înțelegere și procă și de așezare pe baze rezonabile, raționale. Apropo de contestații, acțiuni, domnul președinte, am rugămintea să vă uitați pe acest tabel. Acest tabel poate fi contestat. Președintele Comitetului Popular Provizoriu la acea vreme se află aici. Domnul Costin Aldescu, tabel care v-a fost adus dumneavoastră la București, pe care s-a constituit ulterior FSN-ul. Deci, exact cum spune de probleme interne, dacă un nebun se duce și contestă acest tabel, Emil Cuteanu poate ține seama de el? Deci, dacă îmi permiteți aici, actul constitutiv efectiv al CFSN-ului Parova, pira 1, 2, 3, nu mai țin că domnul Aldescu de cine este. De domnul Bălănoiu. Deci așa s-a făcut ședința atunci. Au apărut o problemă operativă scrisă pe a doua foaie. Vine pe a treia foaie continuarea ședinței și după aia ședința biroului executiv. Iar credeam că va vorbi domnul Aldescu. În această piață vrem să vă spunem că noi atunci, deci noi am ocupat clădirea, am făcut partea mizerabilă, cum se spune, într-o revoluție, catacombe și ce a fost, dar ne-am dus acolo, niciunul nu vrea să stea pe scaun. Am vorbit la microfon poporului, s-au ales o structură la 101, una la județ la 109 și mă aduc aminte că după amiază aia o să avem un film, când o să aveți timp să creăm cadru, mai veniți odată, să fiți în mijlocul la mai mulți revoluționari, să retrăiți alături de noi, momentele care indirect ați fost prezent în această piață, v-am pus de pe televizor pe stație. De ce am creat Institutul Revoluției Române?
ca să începem, dar dincolo de chestiile astea, mă rog, trecătoare și care sunt surse de tensiuni, dar merită acum, într-adevăr, să stăm să scriem istoria acestei revoluții, așa cum s-a desfășurat ea pe scara întregii țări. Sigur, au fost centrele importante ale acestei mișcări la Timișoara și la București, dar au fost în alte... Sibieni, alți câțiva, și scris clujenii. Deci voi puteți să faceți istoria proprie a Prahovei cu toate aceste elemente. Și scoateți și o cărțulie, intrați în legătură cu Institutul Revoluției, toate aceste documente faceți copii. Le depune și la arhivele Institutului, ca să intre în documentația Institutului și elemente de cercetare pentru cei care vor face. Vom fi președinți, că vom fi revoluționari. Independent de asta, sigur că... Adevărul este că ceea ce ne-am prins acum a fost cu totul altceva. Marea majoritate eram în jur de 28-30 de ani, dar eram într-adevăr să facem ceva. Dar la modul la care a spus colega și afirmăm și noi, suntem acum atenți, parcă ne și rușine să spunem că am fost acolo. Cu toate că, toți pilonii societății s-au dezvoltat pe acea acțiune. Total spontană și, într-adevăr, aveți dreptate. O revoltă de masă care a condus... Slăbiciunea principală este a noastră, a celor care au fost foarte activi și s-au constituit în asociație. Deci, contestarea reciprocă care a dat sentimentul de scandal, dacă ei între ei să recunosc, ce să mai... comenteze ce. Nu mai fost un lucru. Al doilea, tendința aceasta de a prezenta tot revendicări și a solicita avantaje. Așa apare din exterior. Și pe de altă parte este poziția ostilă a unora care au altă viziune despre societatea românească, care contestă chiar ideea de revoluție. Și ne contestă nouă în merit în asta, ba chiar... Nu, cei care ne contestă nouă, da. În momentul ăsta n-au ajuns să ne conteste pe noi datorită nouă. Deci ei uită și, acest lucru. Da, de fapt, aveau pe cine să conteste și nu puteau să conteste. Ăștia sunt oamenii frustrați, aveți dreptate. Eu asta am spus despre cei din piața Revoluției, că acolo, în piața Universității, în primăvară, campania electorală, de fapt, care a generat aceste dispute politice. Și această contestare era stimulată de unii frustrați, care în timpul lui Ceaușescu n-au îndrăznit să sufle în front. Unii dintre ei o duceau bine mersi și erau chiar beneficiarii unei anumite situații. Și acum când nu mai avea niciun fel de îngrădire, au vrut să-și arate indignarea lor și rezistența lor post factum. E ușor să faci pe rezistentul când nu mai riști nimic. Și atunci au apărut noi contestatari ai lui Ceaușescu, care n-au suflat în front atunci, dar au devenit, și vezi și acum, reluând aceleași chestii, contestând Revoluția, contestând Frontul Salvării Naționale, contestându-ne pe noi toți. Iliescu a venit și a pus mâna pe putere cu prietenii lui sau cine fi. Adică e o întreagă... Noi confirmăm că n-am fost prieteni. Este o campanie întreagă acum de denigrare. Denigrarea Revoluției și a oamenilor care au reprezentat simbolul Revoluției Române. Campania e veche. Deci asta nu trebuie să ne tulbure. Și trebuie să înțelegem substratul. Important e să rămânem. Și mass media și cine alimentează mass media. Pentru că un om, dacă a fost la Revoluție și el, a făcut o tâmpenie. Poate, cum să spun, a ajuns să fure de foame. Uite, ăla a furat și e revoluționarul cu tare. Ce legătură are calitatea lui de revoluționar cu faptul că a furat? La problema asta, domnul președinte, păstrez principiul dumneavoastră că ați spus de piața Universității. S-a doit una cu piața, s-a scăpat din mână și a ieșit alta. Și exact cum aveam succesiunea actelor, am fost toți în front, în Consiliul Frontului. După 5 ianuarie s-a transformat prontul în partid, ne-am împrăștiat prin toate partidele și ne-am trezit oamenii care am realizat revoluția că ajungem la conflicte sau la situații vis-a-vis de exact de ce a spus. Hai să luăm metodic, am trei chestiuni, am reținut după ce ați ridicat. În primul, ce probleme aveți cu această verificare la dumneavoastră? Deci această la verificare la general, problema din lege. Nu există prezumția de nevinovăție. E prezumția de vinovăție. Cum? Dar la dumneavoastră în ce stadiu vă aflați?
Deci în stadiul în care am fost mințiți de toată lumea de un an. Asociația dumneavoastră au fost verificate și au fost reconfirmate. Deci dosarele au fost verificate, n-au fost reconfirmate. Da. Deci în legătură cu treaba aceasta, dați-mi eu o situație. Vorbesc și cu petișor, vorbesc și cu petișor Morar la departament, să văd la ei cum se stă. Că el este și în Consiliul ăsta, Colegiul Institutul Revoluției Române și ne întâlnim din când în când. Deci, și eu am avut și o lipsă de comunicare, că și petișor Morar și el, veleitățile lui. El e timișorean, exact. Cu multe calități, dar disputele acestea și politice și personale se reflectă în fel și chiar. De ce nu prea comunica cu cei de la Parlament, cu Puteanu? Puteanu e și el un tip ambițios. Am intrat un om onest, dar el a fost permanent ținut în șac și de Costin și de alții și e o dispută permanentă între ei. Deci eu discut și cu Petrișor, și cu Puteanu, cu Comisia și să vedem în ce stadiu a și cum să se rezolve problema aceasta. Puteanu a invocat niște documente, documente pe care le-am legalizat, m-a costat 1.800.000, documente de care, pe care marțea trecută în comisie, exact ce spuneați, s-au certat Petrișor Morar cu Emil Putean, nu a vrut să uite pe el și a motivat că atunci când mă va invita el, Petrișor Morar să mă invite la guvern la el. Deci nu se poate, am văzut o ceartă între un deputat și președinte al Comisiei Parlamentare și un secretar de stat care pe mine, ca simplu cetățean în Parlamentul și Guvernul României în executiv, m-a dezamăgit. A spus că mă chema, el poate să mă cheme în decembrie. O, eu am în spate un număr de 653 de revoluționari. Nu se poate ca cearta de zi să afecteze adicioare. Toate aceste probleme și dificultăți care le aveți, să încerci să mi-sunt sigur că da. Adică eu nu cerem nimic gratuit. Eu am un cabinet în Atena 11. Știm că e Victor Opaschi, consilierul meu, deci dacă nu mă găsiți pe mine, lăsați la el. Sau prin domnul Săriu se puteți să-mi dați. Dacă mă ajutești la cabinet la mine, săptămâna, eu mă bucurau de transmisie cea mai rapid. Și eu, deci, inițiez o discuție și cu Petrișor și cu Puteanu. Și să lucreze cu dumneavoastră toate problemele. Asta ar fi prima chestie. Vreau să deblocheze. A doua, să vedem chestii de... Dar asta e mai complicat. Cum anume să refacem un anumit dialog între asociația de revoluționari pe o bază deci firească. Există o soluție dar câte vreme va fi Marie și ăsta strecurat de ce nu puteam să-l dau la președinte? Nu știu. Domnul președinte, deci pe Marie și l-am scos din pușcărie și ați contrasemnată din baia lor după 20 august 90. Când a fost dialogul cu cei 5 generali la București cu domnul primar Ciurel. Deci, în momentul ăsta, puteți să-i spuneți lui Doru Mărieș și ești președinte de asociație? Pe Mărieș nu l-a văzut nimeni în decembrie, dar l-a văzut în februarie, când a fost devastată clădirea guvernului. Știți când este Mărieș? L-a văzut în Piața Revoluției. Răzvan Teodorescu a avut de-a face cu el pe 12 iunie, deci în ajunul acțiunii din 13. A venit să-l amenințe că l-aruncă de la etajul 11. Noi ne-am lămurit cu două lucruri. Deci în CCN 22 l-am pe film. El spune că cu certa cu guvernul Verde să vină domnul Iliescu, că e cunoscut ca dezident. La barbă. Da. Și atunci când i-am spus, mă, tu atunci spune așa ceva, ci că să văd filmul. El nu mai știe ce a spus. Deci, punctul 2. Vis-a-vis de această modificare, ce vreau să vă spun? Liga aceasta euroatlantică, la care eu sunt președinte, este singurul sindicat al revoluționarilor din țară. Noi am vrut unirea sub egida acestui BNR. Atâta timp cât BNR-ul nu reprezintă punctele noastre de vedere și iese Costin Popoș și vorbește numele al BNR-ului, iar noi nu suntem pus la curent și nu suntem de acord cu punctul lui de vedere, foarte mulți din țară ne-au sunat, pentru că la acel congres de la Brașov nu s-a pomenit niciun nume vis-a-vis de excludere. Ei au făcut-o în conferința de presă, fapt care ne-a deranjat când am văzut că scrie pe bandă seara când am ajuns acasă, pentru că nu se discutase. Și atunci oamenii au spus, nu se poate să fim mințiți de acești oameni care speră ca în 2008 să mai ajungă pe vreo listă undeva. Oameni care, trecând prin PRM, au ajuns în PSD. Exact. Și atunci foarte mulți ne sună și ne întreabă, vor să vină în Liga Euroatlantică. Noi putem să refacem acest vot. Bine, mai vedem. Deci asta ar fi a doua chestie mai complicată. Este, dar când mergeți în teritoriu, să realizăm o comunicare mai civilizată și să reușește sub internet, care afectează pe toți cei care au stat. Și al treilea, apucați-vă de o muncă sistematică, toți ce mi-ați arătat. Da. Toate aceste documente, strângeți-le, faceți un mic grup de lucru de redactare și faceți o mică istorie a evenimentelor Revoluției Române din Prahov sau din celelalte județe care sunt dumneavoastră. Și intrați în comunicare și cu Institutul, cu Claudiu, cu Gelu Voican,
ci să și depuneți la institut pentru cercetare tot ce aveți ca document. Dar faceți și dumneavoastră. Și încă o dată rugăminte de suflet, deci oamenii, ăștia 18.000, 19.000 de revoluționari, unde e de rezolvat ceva în familie? De ce până Moldaie să spală în familie? Știm povestea cu ieratele, aia pot să rămână la urmă. Dar oamenii nu au banii necesari taxelor notariale să-și legalizeze 1.000 și una de hârtii, sau acei muncitori din întreprindere, n-am dat la 100 de oameni sau 1.000 adeverințe și este ilegal să-l frustrez pe ăla care a intrat cu pietul gol în fața armei, de un drept când probatoriu cu martor i-a admis de legislația în vigoare, inclusiv de codul de procedură. Asta e misiunea asociației care cunoaște oamenii. Asta la noi s-a făcut, dar vreau să ne ajutați și dumneavoastră. De ce? Să știți că dacă rămânea ce au și spun, până cu ăștia 18.000 plus încă 18.000, eram toți terminați. Eu șase am primit o poză de care nu am avut habar, dumneavoastră o știu, cu mine pe pod, cu steagul în mână, în față, și mi s-a făcut pielea găinii pe mine, zi, nu se poate. Dar asta a fost bine, e un problem pentru doamna. Iar eu sunt revoluționar făcut în 96, din aceea pe bandă. Da, ce bine. Să spune. Da, bine. Da, președinte, ai zis. Sănătate, Dumnezeu. Sunt și probleme un pic mai deosebite, cum este la Brăila, unde activa din 89 nouă regăsă. Se spune că a fost mutată pe undeva, pe la Farlanda, și s-a rătăcit în urmă. Știți. Acum, este destul de greu și să îmbrăcăm asociațiile, pentru că noi avem o mare vină, că n-am știut să alegem, noi revoluționare, la modul rău să vorbim, lideri adevărați de atunci. Pentru că cine a fost și implicat atunci în revoluție cu adevărat, nu va vinde niciodată. Am ales poate unii dintre noi oameni cu vânturi tunare, sau care țipă mai tare, sau care dau din cate și acum plătim. Poate din vină, eu spun că aveți și dumneavoastră. Întotdeauna, să aibă și președintele. De ce? Pentru că, domnul președinte, ca președinte al României, în 8 ani de zile, dacă clarificăm prin legea 42, făcută clară în Parlamentul României, mult mai bine atunci, aproape de evenimente, decât acum, la 15 ani, situația noastră revoluționară. Mult mai bine și mult mai clar. Acum ne este greu. Și eu îl contrazic un pic pe prietenul meu, Dan, pentru că sigur că vii și te duci la notar și plătești niște taxe, nu sunt infernale. Și pentru a-ți legaliza niște documente și așa puține, se poate. Chiar și cei care nu au niciun venit pot fi ajutați. Problema este așa, de exemplu, eu mi-am triat foarte tare oamenii din asta. Și eu pot oricând să dau pentru cei 60 care mi-au rămas, declarație pe deschiderea mea penală, și încă mai am astfel de declarații, colegii știu, că mi-i iau pe răspundere, da, am oameni care i-am avut în filtre, în stradă, toată perioada Revoluției, cu care eu am împiedicat asemării numărul de victime, de răniți și de morți. Și n-au de unde să producă documentele astea, că întreprinderile au fost desființate, sau au patroni străini, care n-au nicio treabă cu Revoluția, la poliție nu te duci că nu-ți dai niciun document, că ăștia au făcut pe ei o săptămână de frică și te curiște la prea. Și au regim. Primarul, prefectul nu-ți dau că n-au nicio treabă cu ce-a fost. Nu primesc documente. Că asta îi spun și eu lumărat. Și spuneam și lui Emil. Eu mă cunosc suficient de bine cu amândoi din 90. Și le spun, dacă eu eram bun la Revoluție, să trimit 100 de oameni de unde era greu și unde se trăgeau și nu știam dacă 100 îmi vin înapoi, poate îmi vineau 30 înapoi sau 70 înapoi, de ce nu sunt eu bun? Pe răspunderea mea penală să le dau un înscris care să țină nu loc de declarație într-un dosar, ci de document într-un dosar. Dacă eu atunci eram unul din lideri, de ce acum nu pot da un document cu valoare de adeverință, de act? Asta le spune. Așa să mă ridic. Ne-a părut bine că am stat de vorbă. Foarte bună, cu Mihai l-am văzut acum că e venit cu dumneavoastră. El încerca să... Sunt și vecini de bloc, suntem prieteni de urmă de vreme. S-au organizat o propriu la Brăila, cu
probleme specifice. Și în PSD vedem și această, acest mecanism al reverificării certificat. Bine. La revedere. Mai bine. Ai